acest speech improvizat, o să-l invit pe Viorel. El este unul dintre cei care au luat locul 2 sau 3 sau 7, nu știu, vom vedea. Viorel, discurs improvizat. Exact cum aflu eu acum și nu știu în ce parte să pornim, nu mă așteptam la acest discurs improvizat. Sunt așa, puțin dezorientat. Merg sau să nu merg? O să văd ce se întâmplă mai departe și asta cu asta. Aleg să merg. Merg pe drumul vieții și merg și mă bucur de frumusețea din jur. Și Doamne, bine las cum sunteți voi. Mă simt bine. E aer curat, puțin. Asta e altă parte. Drumul nu este asfaltat, dar cel puțin trăiesc. Am viață și cât de mare se vede că am viață. Că viața este viață și tot viață și viață. Nu, stai, asta vreau de repetat de prea mult. Aștept și aștept ca să trăiesc și să-mi pice în mână cartea potrivită. Oare chiar trebuie să aștept o viață ca să câștig, ca să mă bucur de noroc? Asta ține de noroc. Nu. Cred că pot să mă bucur înainte. Uneori mă simt într-adevăr ca o piesă pe o tablă de șah și viața este o tablă de șah, dar nu aici, mă simt undeva pe aici. Cel care controlează piesele. Chiar dacă am semne de întrebări, semne de întrebare în legătură cu ce va urma, ce va fi cu mine, ce se va întâmpla, mă las surprins și mă bucur de fiecare moment. Și nu uit să împărtășesc acest lucru cu alții. Cum spuneam, bucuriile, de fapt, se formează ca un cliseu, bucuriile apar din lucrurile simple. Și asta o bucurie. E puțin cam nasol că e singur aici. Bineînțeles, ai niște păsări, dar nu, nu, bine că nu l-ai la cap. Vântul, probabil că cineva a suflat vântul schimbării, mă simt bine și cu vântul, să vină și el. Știm unde s-a dus vântul, nu contează. Golden Ticket. Asta e cu... Chocolate Factory. Da. Cu fabrica de ciocolată am câștigat o ciocolată. Ui, și... Ui. Foarte tare filmul. Ce nu l-a văzut, îi recomand să-l urmărească. Și la sfârșit... vom primi ceea ce merităm. Dacă merităm, bineînțeles. Eu zic că merităm. Ceilalți oricum ne vor judeca, dar noi credem și sperăm să merităm. La sfârșit, mulțumesc! Al doilea speech improvizat, Viorel a avut în fața sa o prezentare pe care nu o cunoștea, nu știa ce slide urmează și a trebuit să improvizeze după aplauzele pe care le-am auzit, înțeleg că v-au plăcut, că v-a plăcut această prezentare. Încă o prezentare, la fel, improvizată, și o să chem în fața noastră unul dintre speakerii noștri și este vorba de Costi. Pregătit? Succes, Costi! Viața este ca un dar pe care îți dă Dumnezeu și poate să aibă un nesfârșit. Când cu bune, când cu rele, depinde de drumul pe care îl alegi. Dar tot timpul trebuie să ieși la liman, să fii pe linia pe care ai dorit-o. Nici chiar așa ca lui. Trebuie să fii ponderat, ăsta ponderat. Moderat în viață, în tot ceea ce faci. Trebuie să lupți între bine și rău. Și, bineînțeles, întotdeauna să învingă bine. Dar ce rău, mai mult de pierdut. De multe ori viața e ca o furtună în care trebuie să lupți ca să câștigi. Întotdeauna să cazi pe propriile tale picioare și să alegi raiul sau iadul. Mă depinde, din perspectiva mea,
libertatea sau detenția. Înțeles că eu îmi doresc mare de libertate și să o iau din nou de la capăt, să urc pe un piedestal în care să rămân acolo foarte mult timp. Exact cum e, rămâne apa într-un lac care nu are fund. Trebuie să iubim tot ce ne înconjoară, pentru că și ele sunt niște viețuitoare ca și noi. Să iubim libertatea, să nu lăsăm să treacă timpul aiurea pe lângă noi, așa. Să folosim fiecare clip. Mulțumim. Deci cele două persoane care sunt pe locul 2, Costi și Vio. Înainte de a merge mai departe și de a anunța cine este pe locul 1, aș vrea să spun că ultimul slide, care a fost o surpriză și pentru mine, că nu eu l-am făcut, cel cu Taj Mahal, este unul dintre locurile din această lume în care în mod sigur voi ajunge. Când o să fiu acolo, o să vă tăguiesc pe toți cu poza respectivă și pe tine ce lucrez. Bun, e clar că Vio, e clar că Costi sunt cei care sunt pe locul 2. Avem de ales între Alexandra, Luana și Alina. Nu? O să vedem cine este pe locul 1. O să vă rog în primul rând să alegem locul 2 și o să folosim un aplaudometru. Mâna asta mea reprezintă, îl reprezintă pe Bio. Mâna cealaltă este Costi. Și o să vă rog acum să aplaudați pentru speech-ul lui Bio. Așa, da? Deci aici e undeva. De aici pornim cu speech-ul lui Costi, da? Să aplaudăm cu Costi. Bine, la cererea publicului, amândoi sunt pe locul 2. Și Costi și Vio. Vă invit pe scenă. O rog pe Cristina, colega mea, să vină să mâneze premiile. Despre premiu o să vorbească chiar partenerii noștri în final. Cristina, te rog să mânezi premiile pentru cele două locuri 2. Da. Poftim locul 2. Felicitări. Poftim locul 2 felicitări. Dar într-un loc special, așa. Deci, bine că am primit un film, ca după aia să mă pot unge și cu leiurile astea. După ce m-am făcut, sună bine. Mă simt bine și aici. Se spune că e bine să bei ulei înainte ca să nu te înveți. Așa că, spune că ăsta e motivul, dar... Nu, e mult ulei. Spre norocul colegului care poate să bea vină, nu pur după cate, că la mâine nu mă gândesc. Păi să facem schimb. Da, poți să facem ceva. Îl pui deoparte în vestiar și ei, știi, nu, e direct îmbătrânit. E vin vei. Exact. Sper să nu fie vechi, sper să fie nou, totuși. Felicitări locurilor 2. Mulțumim organizatorilor și sponsorilor și mă bucur pentru această oportunitate și pentru faptul că am putut să fiu alături de voi și am dat ce am putut de mine. Mulțumesc! Da, mulțumim! Locul întâi. Alexandra, Alina sau Luana? Folosim aplaudometru? Nu. Deja avem un câștigător, care este un câștigător. De data asta am vins o doamnă sau o domnișoară. O invit în scenă, în fața noastră, pe câștigătoare, pe persoana care a câștigat această ediție I Five Minutes Speeches Brașov și este vorba de Alina.
am. Roșu ca foc. Mulțumesc! Câteva cuvinte de la câștigătoare. Hai să vedem. Câteva cuvinte. Vă spun că dacă ar fi să schimb ceva din trecut, pentru că undeva scria pe acolo și n-am respectat, n-am avut timp, n-a schimbat nimic. Da. Pentru că trecutul m-a făcut să fiu cine sunt astăzi. Vă mulțumesc! Cum spunea Alina, viața este, viața are un sens, sens unic. Și de astăzi, dacă am înțeles bine, s-a schimbat viața? Absolut! Minunat! Locul 1, Alina, locul 2, Vio și Costi, locul 3, ceilalți concurenți. De fapt, nu există locul 1, locul 2 și locul 3. Inclusiv participanții și gazdele noastre sunt cei care au câștigat prin schimbul de emoții, prin poveștile pe care le-au auzit aici. Cred că toți suntem câștigători și pentru asta merităm toți aplauze. Felicitări! Așa cum este și firesc, avem doi parteneri pe care o să vă rugăm să-i urmăriți neoferit niște produse absolut deosebite, vinuri și produse cosmetice 100% naturale, dar cine sunt eu să vorbesc despre produse 100% naturale? O să rog sponsorul nostru să ne vorbească. Rog frumos, Sandra. Andreea, dar e ok, m-am rezolvat. Ciu, așa. Așa, bravo. Unde să duci? Aici. Da, produsele noastre, brandul nostru este frumusețe sănătoasă. Asta cred că am spus destul de multe. În principal avem o gamă de uleiuri de corp, argan, vedeți, este pentru de toate, deci puteți să le alegeți pe care vreți voi, oricum toate sunt pentru de toate. Le găsiți în principal în magazinele naturiste. Ne mai găsiți și pe site-ul nostru pe www.frumusețe-sănătoasă.ro. Ne găsiți și la numărul de telefon de aici, cine vrea numărul meu de telefon e ăsta și la liber. Avem aceste produse importante din Australia. Sunt ambalate și etichetate la noi în țară, mai exact la Pacău, de niște buni prieteni de-ai mei, eu sunt distribuitor. Le distribuim, după cum v-am spus, în principal în magazine naturiste, le găsiți în magazine naturiste, în farmacii, pe site și la telefon. Ele sunt de uz cosmetic, dar totodată și medical. Da, după cum ați văzut pe prezentare, se poate trata de la psoriazis, morcov, păstrați-l pentru la vară, că este pentru protecție solară. Sau cine merge în țările calde să folosească mai devreme, de asta o gamă de corp. O salut din India. Da, pot să fac un gest. Untul de shea este un unt de corp, cred că știți. Marele lui avantaj este că este organic. Deci încercăm să folosim produse naturiste, organice sau chiar bio. De tot îmbunătățim, iar asta este o gamă de uleiuri de corp, de creme de corp, îmi cer scuze, plus long pleasure, înțelegeți-mi despre ce este vorba. Dacă poți să ne oferi niște detalii... Despre long pleasure, da? Să știi cu sticla de vin? Da, exact. Mai ales la roșu e dacă se, deci eu l-aș recomanda în principal după sticla de vin, dacă poți să faceți două cu... Deci nu în loc. Înainte. Și atunci am vă mai pregătit tot foarte simplu. Și după. Numai în loc de să nu fie. Da, în principal ar trebui să se poată. Deci dacă masați de două ori, atunci se poate și înainte și după. S-ar putea să fie durata suficientă. Și înainte și după. Și vă mulțumim! Am mai avut un speech, nu și-a dat seama probabil, dar am mai avut un speech. Bine. Și ultima prezentare. Așa cum v-am obișnuit, există prezentări pregătite, ceea ce ați văzut mai înainte, și prezentări impromptu. Adică ce o să fac eu acum, pentru că nu știu ce urmează, sponsorul nostru nu este de față, am să mă folosesc de slide-uri să vă vorbesc despre vinurile de măcini. Sunt pline de pasiune, sunt niște vinuri tinere, vesele și adresate tuturor, atât persoanelor de sex feminin, cât și de sex masculin. Există și vinuri din acelea seci pentru un bărbat adevărat, un cowboy, da? Din acelea din Marlboro.
Dar, o să vedeți, mai încolo sunt și niște vinuri roze, fine, suave, calde, ca o boară de primăvară. Unde este măcinul? Evident, aici, în Dobrogea, celebrii munți ai măcinului, sunt cei mai vechi, da? Din munți din România. Acest centru viticol are o îndelungată tradiție în cultivarea, prelucrarea și distribuția vinului și a produselor din struguri. Și nu oricum, au făcut din aceasta un brand. Brandul acesta. Pe scurt, este vorba de vinuri albe, în care sunt cele patru elemente ale vieții. Nu întâmplător, pentru că noi avem această idee și acest concept al alchimiei care are tot patru elemente. Acest vin deja le conține. Nu o să trebuiască să faceți foarte multe lucruri cu voi și vă ce pur și simplu să ingerați cele patru elemente găsite în vinul acesta alb și să deveniți un fel de alchimiști. Aligoté, curtea regală. Mai este ceva de spus, un vin nobil, un vin adresat